exact cum a spus, ne-am propus ca până la 1 iunie să terminăm această prima parte a parcului Salca, respectiv cele 3,4 hectare. 3,4 hectare compuse din 22.000 de metri pătrați spațiu, 5.500 partea de vegetație, 5.500 partea de pârâuri, apă, bazin, tot ce înseamnă acolo și încă 5.300 alei. Toate aceste lucruri care mi le-am enumerat au fost posibile datorită implicării deosebite pe o perioadă de scurt, destul de strânsă, a Agențiatul Imobiliare Oradea, cel care a comandat lucrarea. Îi mulțumim constructorul Sălar. Ne-am propus și am reușit ca până la 1 iunie să finalizăm acest parc. Acum nu ne cere să și crească iarba toată până la 1 iunie, dar în mod sigur o să crească în perioada imediat următoare. Ne-am făcut inaugurarea ieri, 1 iunie, pentru că Agențiatul Imobiliare Oradea, din entitatea ei, Orășelul Copilor, a fost implicată într-o altă manifestare la nivel de municipiu, o manifestare de succes. Una peste alta, cred că tot ce vedeți aici este o oază de liniște, un confort deosebit oferit locuitorilor acestei zone care nu aveau un parc de asemenea învergură. Ce ne propunem? Ca încă 2 hectare, în etapa a doua, parcul Salca 2, cum le-am și intitulat, să continue. Evident că ne-am dorit ca aceste lucrări să se facă din fondurile livrate de Agenția Fondului de Mediu, dar dacă nu vom reuși, în mod sigur cum am găsit resurse pentru acești 2 milioane, să vă spun exact valoarea investiției, 2.151.712, fără TVA. Deci, cum am găsit resurse pentru această prima etapă, vom găsi și pentru etapa a doua. Tot ce înseamnă componența acestui parc, ca și arbuș, vegetație, le-ați găsit pe niște legi indicatoare cu număr de 3 legi din astea indicatoare la nivel de parc. Restul detaliilor ce ține de partea tehnică, numărul de plante, o să rog pe colegul meu, domnul director Beltec, să vă povestească 2-3 cuvinte. Total, avem 17.000 de plante, sunt numai puțin de 38 de feluri de conifere, avem lavandă, avem bambus de mai multe tipuri, tot felul de copaci, copăcei, și sperăm să se prindă cum trebuie. Acum, vedeți forma exact brută, dacă venim peste o săptămână, probabil va fi și primul tuns. Și pe partea de iarbă și restul, ne vedeți, iluminatul public, avem bănci, avem tot felul de fântâni, lacurile sunt oxigenate, deja populate cu nuferi, o să vedeți unele dintre plante deja au florit. Și mai departe, ce să zic, așteptăm să crească trandafirii peste rolele astea. Care a fost rațiunea amenajării lui aici? Deci aici o suprafață compactă, avem o intersecție de 2 cartiere mari și lipsă de parte verde și de spații verzi. Ce suprafață? 3,4 aici și urmează 2,2 în spate. De apa asta, la fel ca și la parcare, nu mai scăpăm. Uite, așa acolo este baltă. Cum s-a făcut curățenie? Mm-hmm. Și de ce se mai lucrează? Cum a fost la parcare? Cu apă? Chiar dacă ați încercat să negați. Eu nu am spus că nu a fost apă. Mm-hmm. Să lăsăm atunci totul murdar. Și aici, și peste tot, și la parcare. Nu mi se pare normal să fie încă apă și să băltească. Încă astăzi e șantier. Păi de ce e șantier dacă îl inaugurăm asta? Păi asta e ultima zi de contract. La ce se folosește aici? Eu știu că a solicitat. Nu, sunt locuri de joacă. Se pot face și manifestații, nu are nicio problemă. Nu am nicio problemă. Bun, haideți să mergem să vedem și putem răspunde pe parcurs la întrebări. O lucrare! Nu, 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 n